Seara, dragi telespectatori, bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumina Divină. În această duminică sfântă, în care suntem invitați la o a cincea lecție, dacă ar fi cumva să continuăm în ideea celor pe care le-am sfârșit în duminica trecută, să înțelegem că, de fapt, Sfânta Biserică ne invită prin glasul Evangheliei să parcurgem o carte minunată într-un an liturgic, din care în fiecare duminică să învățăm câte ceva. Și noi întotdeauna ar trebui să nu uităm că rădăcina la care trebuie să raportăm totul ca să poată să crească copacul mare în sufletul nostru este de fapt Duminica Cinzecimii. Duminica Cinzecimii, pe care dacă o înțelegem cum se cuvine, atunci traiectoria vieții noastre este deosebită. Dacă o înțelegem doar superficial, atunci și traiectoria vieții noastre este sinuoasă, dar marea dramă a omenirii este că uneori noi, folosindu-ne de această minunată invitație pe care ne face Dumnezeu să ajungem asemeni Lui, este exploatată de unii împotriva altora. Și atunci lucrurile sunt teribile. Aceasta a fost, de exemplu, Inchiziția. Dar nu numai atât, pentru că a fost posibilă o Inchiziție deoarece nu s-a înțeles corect mesajul, s-a răstălmăcit subiectiv, arbitrar, și prin forța coerciției s-a impus într-o societate, uitând că, de fapt, Hristos n-a folosit așa ceva și că în împărăția lui Dumnezeu puterea are o altă mireasmă și o altă natură. Este puterea iubirii și nici de cum a coerciției, a pedepsei. Noi ne pedepsim. Nu Dumnezeu ne pedepsește. Dacă am fi capabil să înțelegem acest lucru, ne-ar fi rușine uneori de comportamentul nostru în raport cu semenii pe care îi disprețuim, îi umilim, îi jignim, îi ironizăm și așa mai departe. Zice că odată un copil l-a întrebat pe tatălui: tată, cum se face că în lumea în care noi trăim sunt oameni buni și oameni răi? Pentru că, vedeți, este o provocare extraordinară pentru orice minte sănătoasă. Într-o lume ca a noastră, cum e posibil să fie oameni buni și oameni răi? Oameni care să se erigeze în instaurarea dreptății prin război, prin ucideri. Ce dreptate este aceea? Să iei viața cuiva? Ai dreptate? În numele cărui Dumnezeu? Că Dumnezeul nostru nu ne-a învățat așa ceva. Iar eu nu slujesc unui astfel de Dumnezeu, ci dimpotrivă. Și atunci, vedeți, copilul întreabă pe părinte: tată, cum e posibil ca în lumea în care noi trăim să fie oameni buni și oameni răi? Și tatăl, oarecum dornic să îl învețe clar lucrurile lumii acestea, îl scoate afară și zice: tată, să știi că oamenii, Dumnezeu este același. Și Dumnezeu revarsă darul Lui peste toți oamenii. Mai că unii primesc, alții nu vor să primească. Unii se încălzesc la darul și harul lui Dumnezeu, alții nu vor. Și copilul nu înțelege. Tată, totuși, nu înțeleg cum stau lucrurile, dacă e același Dumnezeu, dacă învață pe toți oamenii același lucru. Cum e posibil ca unii să fie buni și alții să fie răi? Și atunci tatăl, scoțându-l afară în curte, era o zi de vară, erau și câțiva nori pe cer, și spune: ia privește, tată, soarele este unic. El își revarsă razele sale peste întreg pământul.
Dar privește aici la noi cât de cald este, cât de bine este. Dar uite, un pic mai în jos sunt norii aceia. Ei bine, acolo unde norii acoperă o suprafață a pământului, de fapt, soarele nu mai este la fel de puternic. Nu mai încălzește la fel de mult. Este mult mai absent. El acolo este același, unic. Trimite raze și în locul de pe pământ unde nu se simte la fel căldura, pentru că este oprită de nori. Ei bine, la fel este de fapt Dumnezeu, același. Numai că sunt norii răutăților noastre uneori, ale păcatelor noastre. Păcatele noastre sunt cele care nu dau voie iubirii lui Dumnezeu să se reverse și să hrănească existența noastră, nu Dumnezeu. În sensul acesta, vedeți, dacă noi am conștientizat că nu Dumnezeu ne pedepsește, ci noi prin răutățile noastre ne pedepsim, ne autopedepsim. Eu nu vreau să cred într-un părinte, într-un tată ceresc care mă așteaptă să greșesc ca să mă pocnească. Care mă așteaptă să greșesc să se bucure. Așa cum se întâmplă în lumea în care trăim noi. Un părinte ceresc care, să văzându-mă că am greșit, să spune, a, te-am prins, nenorocitule, să arate-o ție cine ești. Nu vreau să cred în așa ceva. Un astfel de Dumnezeu nu există. Dar uite că oamenii și-au făcut un astfel de Dumnezeu, fiindcă noi creștinii uneori ne comportăm în maniera aceasta. L-am văzut pe fratele nostru că a greșit ceva, te spun eu, te fac eu, te spun eu. Vă dați seama, am fost în situații atât de delicate în viața aceasta și m-am luptat uneori. Vă dau poate și eu, știu eu, sunt multe, dar... știți, greu ca să poți să ai o logică și o lecție să fie atât de ermetic așezată și compactată încât să nu ai și fisuri. Toți avem și fisuri și departe de mine gândul ca să mă arate eu sunt eu cineva. Eu sunt un nimeni, știu conștientizat acest lucru, mai ales acum, când biserica nu are nevoie de mine, oamenii nu au nevoie de mine. Eu sunt un om care am doar noroc că am familia, care știu că are nevoie, în rest nu cred că are cineva nevoie de mine. No, și sunt conștient de lucrul acesta, pentru că a venit vremea. Și vremea în care eu trebuie să încet, încet să mă retrag de pe arena asta a lumii și a istoriei, să-mi caut un bărlog unde să stau liniștit de vorbă cu Dumnezeu, cu lucrurile, cu animalele, cu plantele, cu ceea ce natura care, pe care Dumnezeu de fapt o întreține. Și atunci, vă dați seama, să vină o experiență, să vină cineva odată la altar, avea un interes extraordinar. Și eram la, când am fost și eu, ce trebuia să nu fiu probabil în viața aceasta, că ar fost mult mai bine. Și fiind în administrație, atunci vrea femeia să-și promoveze copilul. Și a venit să mă amenințe, știu eu despre dumneata atât de multe, că dacă cumva ai curajul să-i spui episcopului ceva, te fac praf. N-am putut decât să-i zâmbesc și să mă retrag. N-am spus nici da, nici ba, nici nu, fiindcă într-o atare situație, ce puteam să-i spun? Mă, femeie, de fapt, ce știi despre mine? Ce știi? Ai auzit că m-am culcat cu cineva? M-ai văzut? M-ai prins? Mă, dacă mă găseai în pat cu femeia respectivă și printre noi nu trecea o oață, puteai să spui ceva. Dar altcumva, de aici încolo, știi că e păcatul dumitale. Faptul că ai auzit dumitale, faptul că unul a spus, faptul că cineva a spus că i-a luat femeia, păi dacă el și-o bate tot timpul, de ce mai îi supăra dacă cineva i-a luat femeia? Nu? Dacă tot o bați, domnule. De ce ești supărat că poate cineva nu o bate, o mângâie sau poate o încurajează, poate o bărbătează, poate de ce ești supărat? Asta e lumea în care trăim noi. N-ai voie să faci așa ceva. Adică eu în casă mi-s bărbat și bat femeia, dacă cineva îi spune, mă, nu mai trăim în lumea în care un bărbat trebuie să-și bată femeia. Dacă poate să-și bată, și-o bate cu o floare. Altcumva, de aici încolo încep păcatele. Și atunci, normal că într-o atare situație ești un om, cum spun eu, pervers dacă tu mângâi pe cineva sau dacă încurajezi pe cineva sau dacă justifici pe cineva sau dacă îndrumi pe cineva. Mă, femeie, nu-i bine să stai să te bată un nenorocit. Nu? Pentru că nu-i normal în lumea în care trăim noi. Doamne ferește! Nu, sunt și femei și femei, sunt bărbați și bărbați. Nu, un caz este. Nu, sau ori fi două, sau ori fi cinci. Dar nu-i normal. Ori iată, într-o atare situație, nu? Ce puteam să spun? Sau ce poți să spui? Când, pentru ca să-și atingă un țel bun, rău, slab, nu știu ce, de fapt, umilește, disprețuiește, calcă, ucide. Pentru că asta e ucidere. Sufletește vorbind.
Nu, eu sunt mort de mult, sufletește, pentru lumea asta. De ce? Pentru că n-am cum să trăiesc într-o lume în care am văzut pe cineva și, cum spun eu, este domeniul evidenței. Am văzut pe cineva cu reverență și apoi am constatat cât dispreț are la adresa mea. N-am nevoie de prețuirea nimănui, nici vorbă. Dar mă doare sub de ce? Pentru el, că n-a înțeles nimic. El n-a înțeles ce înseamnă să fii creștin. Și eu atât doar, pentru aceea am acceptat să fac și o astfel de emisiune. Pentru aceea am acceptat să fiu în administrație 25 de ani, crezând că pot să îndrept și eu ceva, să fac și eu ceva. N-am putut să fac nimic. Ziduri am făcut. Dar îmi dau seama că și alea au fost rele și neprimite în Dumnezeu, că unele au fost dărâmate. Nu? Au rămas câteva și vor rămâne, dar asta e altă treabă. Și atunci, iată, în sensul acesta, noi trebuie să conștientizăm că nu Dumnezeu ne pedepsește, ci noi ne pedepsim lipsindu-ne de darul lui Dumnezeu datorită norilor răutăților noastre. Noi, dacă am fi capabili să înțelegem că răutățile noastre sunt cele care nu ne dau liniște într-o biserică. Ne ducem în biserică și nu avem loc. Suntem prea înghesuiți, suntem prea sufocați, suntem... Nu. Asta este o imagine. Dar ce va fi dincolo când vei fi băgat într-un sac și nu o să poți să comunici cu nimeni lângă tine, deși ăia te înghesuie permanent și îți iau aerul. Mă rog, e o imagine. Nu o să fie așa. Dar imaginați-vă ce înseamnă lucrul acesta. Să fii într-o ladă de câini. Am venit, eram student. Și când am fost student, le-am mai spus, când a venit cineva la mine și s-a spovedit și mi-a spus: părinte, sunt un mare păcătos. Și eu m-am gândit: Doamne, ce-a făcut omul ăsta de păcătos? Zice: părinte, m-am urcat în autobuz și era aglomerat și n-am avut timp să-mi compostez biletul, cum era pe vremea respectivă. Și atunci eu zic: Doamne, dacă Dumnezeu e pentru așa ceva, ești atât de păcătos. Dar zic eu, când am fost student, trebuie să mă spovedesc, nu? M-am spovedit de multe ori în privința aceea și în altele, dar asta, nu? Eu, în anul 4 de facultate, n-am cumpărat decât de 2 ori bilet la tren. Și odată am fost amendat cu bilet. Pentru că mă învățase și nașii acum: băi, dacă cumperi, dacă tot vii, mai adă-mi vreo 4-5 și vă iau mai puțin. Asta a fost, de fapt, studenția pe vremea aceea, așa, 80, 70 și 80. Mă rog, așa erau lucrurile pe vremea respectivă. Nu erau cine știe ce, dar asta a fost studenția. Păi dacă tu, fiindcă n-ai compostat un bilet, ai atâta apăsare sufletească. De o nesimțire a mea. Păi am mers 7 ani de zile. Nu, am avut și abonament o perioadă, dar după aceea mai mult cunoaș, după ce am început să cunosc controlori și așa mai departe. Fiindcă așa era vremea, așa erau timpurile. Nu trebuia statul să ne asigure, studenți fiind, să ne asigure transportul gratuit, cum se asigură uneori acum, probabil, studenților. Nu, ne taxa ca pe oricare altul. Eu nu mă simt vinovat că uneori am plătit jumătate de preț sau mai știu cât se plătea atunci. Nu, nici vorbă, n-am avut niciodată această conștiință. Sunt un nemernic, n-am conștiința unei păcătoșenii acolo. Nu, n-am păcătuit în sensul ăla, eu așa sunt conștient. Ori, iată, în sensul acesta, dumneavoastră, trebuie să înțelegi ce înseamnă, în ultimă instanță, conștiința fiecăruia. Norii păcatelor noastre sunt cei care nu ne fac vrednici de darul lui Dumnezeu și nu înnoiește Dumnezeu și nu înflorește, de fapt, darul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Nu Dumnezeu. Nu. Eu asta sunt, așa cred, așa am învățat și sunt convins de lucrul acesta. Așa cum sunt convins că drumul nostru este spre veșnicia lui Dumnezeu. Trece prin mormânt, prin groapă. E un moment pentru unii mai ușoară, clipa despărțirii pentru alții mai grea, dar asta e convingerea mea. Și sunt convins că mergem spre eternitate, spre veșnicie. Și veșnicia ne-o croim fiecare dintre noi aici. Nu? Eu sunt uneori, permanent, știu, tachinat, să nu zic altcumva, cu anumite, știu, greșelile mele. Eu compătimesc pe cei care mă tachinează. De ce? Pentru că ei n-au înțeles un lucru. Toți au dreptul la mântuire, eu n-aș avea dreptul, indiferent ce aș fi făcut în viața aceasta. Dacă am înțeles ceva din creștinism, iată, duminica aceasta ne spune un lucru extraordinar de clar. Și anume, faptul că noi, de fapt, suntem invitați să ajungem asemenea lui Dumnezeu. Și asta e duminica cincizecimii. Că Dumnezeu s-a făcut om ca pe noi să ne facă Dumnezei.
Și ne-a spus că în prima duminică după cincizecime toți suntem chemați să ajungem sfinți. Ba, și noi ca români avem această capacitate, posibilitate, e duminica a treia. A doua după pogorea Duhului Sfânt. A treia este că Dumnezeu ne poartă de grijă tuturor. A patra este și păgânii. Deci nu cumva să fim naivi și să disprețuim pe păgâni. Că și ei uneori au credință în același Dumnezeu, poate uneori mai mare decât a noastră. De aceea Mântuitorul Hristos de mai multe ori, dar și duminica trecută, a spus sutașului, când sutașul i-a spus: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele, ci doar cu cuvântul și se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânire și am sub mine pe unii pe care-i comand și zic unuia du-te, se duce, altuia vine și vine și slugii mele face asta și face. Și Mântuitorul a rămas uimit. Nici în Israel n-am aflat atâta credință. Adică și pericopa de astăzi ne spune un lucru și mai clar. Și anume, în dorința noastră de a ajunge asemenea lui Dumnezeu, dacă am înțeles că acesta este creștinismul, o invitație unică pe care ne-o face Dumnezeu să ajungem și noi asemenea lui. Și creștinismul este cel mai minunat mod de viață în care noi ne luptăm ca prin comportamentul nostru să dăm mărturie despre Dumnezeu Tatăl nostru. Să arătăm și noi cine este Dumnezeu prin trăirea noastră, prin gândirea noastră, prin vorbirea noastră, prin toate ale noastre. Și dacă am reușit să înțelegem, ăsta este creștinismul. Nu-i ritualism, nu-i formalism, nu-i canonism, canoane și așa mai departe, restricții și așa mai departe. Astea sunt cu alt scop, ca să ne ajute să nu cumva să uităm că noi ăștia suntem. De aceea s-au scris și s-au stabilit aceste norme, principii, canoane, spuneți-le cum vreți. Ele nu sunt ca să umilească persoana umană, ființa umană, ci dimpotrivă, sunt ca să ajute ființa umană să nu uite că el este chemat să ajungă Dumnezeu. Pentru aceasta sunt canoanele. Nu sunt ca unii să le folosească cum vor ei și le scoată din buzunar. Pe tine te afurisesc, pe tine dau afară din biserică, pe tine tu numești, nu-mi plac de ochii tăi și ieși că nu fac eu ce vreau cu tine. Nu, nici vorbă de așa ceva. Astea sunt greșeli ale timpului. Fiecare va da socoteală când va ajunge acolo. Cât este pe pământ, e libertate totală. Și Dumnezeu ne lasă tuturor libertate totală. Și unora să umilească și altora să fie umiliți. Și altora să se războiască și altora să se răscoale și altora să protesteze și mai departe. Fiecare e liber. Eu îmi cunosc drumul și asta este convingerea mea. Nu? Ori iată, în acest urcuș al nostru spre asemănarea cu Dumnezeu, să nu uităm o clipă. Vom fi întotdeauna împiedicați. Că asta e crucea în ultima instanță. Crucea are această semnificație extraordinară. Ne vorbește Dumnezeu prin toate cele. Noi suntem autiști. Nu auzim, nu înțelegem. Adică ne vorbește Dumnezeu până și prin crucea pe care a folosit-o ca să fie răstignit Fiul Său. De ce? Și până asta ne spună: bă, voi sunteți chemați să ajungeți în cer. Dar să nu uitați că veți avea obstacole. Nu, dacă ar fi un mesaj al crucii, nu? Astea sunt obstacole și unul dintre obstacole esențiale ale urcușului nostru pe Dumnezeu este diavolul. Ori duminica aceasta, prin excelență, după ce ne s-a spus că suntem chemați să ajungem sfinți, că Dumnezeu ne poartă de grijă, că și străinii pot veni la împărăția lui Dumnezeu, numai să-L recunoască pe Dumnezeu și să se apropie de El, să-L primească, apoi ne spune să avem grijă, fraților, că în urcușul nostru spre Dumnezeu întotdeauna vom fi împiedicați de cel rău. Dar vom fi împiedicați în așa fel încât să nu ne dăm seama. Asta e marea ispită și, cum spun eu, asta e marele și retlic al diavolului. Dacă ar fi cumva să, știu eu, să facem o exegeză a textului și apoi să ne oprim asupra unei teme sau unui gând, nu? Ar trebui să spun eu așa, că Mântuitorul Hristos, duminica trecută, a fost la Capernaum. De data aceasta a luat corabia și de pe malul de răsărit, de apus, a trecut pe malul de răsărit, Marea Galilei, unde este Gadara sau ținutul Gergesenilor, Gergheasa. Și gadarenii știau legea. De data aceasta, când a trecut în ținutul Gadara, Mântuitorul Hristos a fost întâmpinat de doi oameni stăpâniți de duhul necurat, de diavol. Și făceau urât, spume, se trânteau. Și când s-a apropiat Mântuitorul Hristos, da seama, ca și cum de fapt oamenii aceia vorbeau, dar vorbea Duhul cel necurat, Duhurile din ei.
De ce ai venit, Hristoase, înainte de vreme să ne chinuiești? Da seama ce trebuie să reținem de aici. Pe de-o parte că omul care nu respectă voia lui Dumnezeu poate să fie stăpânit de cel rău, pentru că gadarenii aveau obligația să nu crească porci. Și ei creșteau turme de porci. Și prin aceasta, de fapt, Dumnezeu vrea să ne arate nou lucruri minunate. Și anume, că iată, deși oamenii aceștia erau stăpâniți de duhuri necurate, totuși la apropierea de Dumnezeu, ei greiau, dar de fapt greiau duhul cel necurat, care îl recunoșteau pe Dumnezeu. Adică ce trebuie să reținem aici? Vedeți, diavolul îl recunoaște pe Dumnezeu. Diavolul crede în Dumnezeu. Diavolul știe care este locul lui în raport cu Dumnezeu. Și îl întreabă, de ce ai venit mai înainte de vreme să le chinuiești? Adică, deci, diavolul știe că la sfârșitul veacurilor va da răspuns, socoteală pentru toate mizeriile care le-a putut în istorie. Și le face, încă. Și atunci, stai și te întrebi, dacă diavolul îl recunoaște pe Dumnezeu, unde ne situăm noi, cei care uneori nu îl recunoaștem pe Dumnezeu? Vă puteți imagina ce dureros este răspunsul la această întrebare? Să poți să înțelegi că uneori omul care nu îl recunoaște pe Dumnezeu este mai jos, moral vorbind și, cum spun eu, ontologic vorbind, decât cel rău. Te cutremuri când înțelegi acest adevăr. Omul care nu îl recunoaște pe Dumnezeu e mai prejos decât cel rău. Pentru că diavolul recunoaște pe Dumnezeu. Știe și afirmă existența lui, numai că el știe că e liber până la sfârșitul veacurilor. Așa cum suntem toți liberi până la sfârșitul veacurilor. Fiecare dintre noi, după felul cum vom ști să folosim libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, vom fi fie în urcuș spre Dumnezeu, fie în coborâre spre cel întunecat. Și atunci, iată, diavolul îi spune, de ce ai venit să ne chinui înainte de vreme? Și Mântuitorul Hristos, da seama, nu i-a blestemat, nu i-a dat afară, ba, le-a împlinit cererea. Dacă tot ai venit să ne chinui înainte de vreme, lasă-ne să intrăm în turma aceea de porci. Și Mântuitorul Hristos i-a lăsat. Aici este un lucru teribil, adică noi trebuie să învățăm din toate cele. Ce învățăm de aici? Într-adevăr, diavolul recunoaște pe Dumnezeu. Știe că va fi pedepsit la sfârșit, dar el totdeauna vrea să facă rău. Chiar dacă îl recunoaște Dumnezeu, asta este o constantă a diavolului. Vrea să facă rău. Și de aceea Mântuitorul Iisus a îngăduit. De ce? Pentru că va da răspuns pentru orice cuvânt. Mântuitorul Iisus în predica pe munte a spus acest lucru. Pentru orice cuvânt scos din gura voastră veți da răspuns. Veți da socoteală la Dumnezeu. Dar nu mă primite pentru fapte. Vă dați seama ce teribil este acest cuvânt al Mântuitorului Hristos. Pentru orice cuvânt, nu doar pentru fapte, pentru gesturi, ci pentru orice cuvânt. Și atunci Mântuitorul Hristos le dă drumul, diavolul intră în turma de porci, turma de porci se aruncă în mare și se neacă. Vă dați seama ce pagubă pentru gadareni. Când au văzut păstorii porcare că turma s-a prăpădit, au alergat în cetate, au venit cei din Gadara și au spus, pleacă mai repede la noi de aici, pleacă. De ce? Pentru că ei se știau vinovați și știau că în prezența lui Dumnezeu lucrurile se așează. Așa cum s-au luminat cei doi care erau îndrăciți și deodată au stat liniștiți și vreau să-L urmeze pe Hristos, dar le-a spus, duceți-vă și vestiți, mulțumiți, spuneți ce v-a făcut Dumnezeu pentru voi în cetatea voastră. Deci, ce trebuie să reținem este următorul lucru. Că în prezența lui Dumnezeu omul nu se simte întotdeauna comod, mai ales dacă are anumite neconformări vis-a-vis de voia lui Dumnezeu. Pentru că și gadarenii aveau obligația, porcul era în toată zona aceea, era socotit animal necurat. De ce? Animal necurat, eu mă explic doar așa, că într-o lume care e cald permanent, neavând camere frigorifice, frigidere și mai departe, era pericol de bolnăvire. De aceea, carnea de porc prinde repede, se alterează repede, pe când cea de capră, de cămilă, de oaie, se usucă.
E cu totul altceva, în sfârșit, sunt niște particularități, nu intru aici în discuție, dar ce vreau să spun este acest adevăr, că, pe de o parte, diavolul, chiar dacă recunoaște Dumnezeu, tot rău să facă, pe de altă parte, iată, omul care știe că a încălcat voia lui Dumnezeu și care nu se simte confortabil în apropierea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, du-te de la mine. De aceea foarte mulți în lumea în care noi trăim nu acceptă pe Dumnezeu, nu că n-ar crede, ci că le-ar strica confortul în care ei trăiesc. Oameni care n-au limite, oameni care n-au conștiință, oameni care n-au responsabilitatea cuvintelor, gesturilor, faptelor. Vă dați seama, ăștia sunt oamenii. Și atunci ei, decât să, dacă îl acceptă pe Dumnezeu, atunci trebuie să se autocenzureze, să se întoarcă, să-și întoarcă mintea după voia lui Dumnezeu, să se pocăiască într-un fel. Nu? Pocăința, metanoia în limba greacă, asta înseamnă să-ți întorci mintea după voia lui Dumnezeu. Ori iată, în sensul acesta noi trebuie să înțelegem că duminica aceasta este prin excelență o duminică în care, fiind vorba despre puterea celui întunecat asupra omului, trebuie să luăm aminte și noi. De ce trebuie să luăm aminte și noi? Pentru că diavolul este atât de șiret încât greu ne dăm seama când el ne stăpânește. El până acolo poate să meargă. Ne dă sentimentul că noi suntem liberi, că suntem deosebiți, că suntem... De ce? Primul lucru care trebuie să-l ținem minte despre diavol este să ne facă să credem că el nu există. Vă dați seama, eu stau uneori și gândesc la ceea ce înseamnă psihologul de astăzi. Departe de mine gândul de a condamna pe cineva. Dar faptul că atunci când s-au pus bazele acestei discipline, să nu-i spun știință, să nu uităm că cel care a pus bazele acestui capitol din cunoaștere, din trăirea noastră, Sigmund Freud, era un evreu sadea care știa că omul fără Dumnezeu, desțelenit, desrădăcinat din Dumnezeu, este un om în bătaia vânturilor. Și nu se poate vindeca mai ușor fără Dumnezeu decât cu Dumnezeu. Ori el, analizând, cercetând și constatând acest lucru, de seama, l-a scos pe Dumnezeu din mintea omului. Dar cum l-a scos? L-a scos pe Dumnezeul autentic și el i-a băgat un Dumnezeu închipuit în mintea lui. Și asta este drama omenirii fără Dumnezeu. Că nu poate omenirea trăi fără Dumnezeu. Nu există așa ceva. Toți oamenii cred într-un Dumnezeu. Numai că în loc să creadă în Dumnezeul adevărat, persoană care a venit în istorie, care ne-a arătat drumul de întoarcere la el, cred într-un Dumnezeu pe care și-l făuresc ei și îl proiectează ei în mintea lor. Ori psihologul care urmează întru totul pe Freud nu face altceva decât să îi spună omului că n-are treabă, nu există Dumnezeu. În subconștientul lui s-au petrecut câteva lucruri acolo și de acolo, de fapt, îi vin lui suferințele. Noi trebuie să reașezăm lucrurile de așa manieră încât uneori e posibil, nu, să ai sentimentul că din copilărie, faptul că ți-a tras tata o palmă sau mama o vargă, de acolo se trag toate necazurile actuale. Ori e posibil așa ceva. Dar de ce? Pentru că una din ispitele diavolului este să te facă să crezi că el nu există. Și atât te face să crezi că nu există Dumnezeu. Că n-ai treabă, nu există Dumnezeu. Ești nebun, tu ești Dumnezeu. Nu? Și atunci, iată, asta este una din teribil. Un alt lucru este să-l facă pe om să creadă că, de fapt, el este cel mai bun. Adică, de regulă, să știți că diavolul ne atacă atunci când vrem să urcăm spre Dumnezeu. De aceea găsim la Sfântul Efrem Siru, acea imagine colosală în care el, apropiindu-se de cetatea Nisibe, a văzut la poarta cetății un drăcușor care moțăia. Și urcând spre un loc în care era un pusnic, a găsit o ceată de diavoli.
și i-a certat pe diavol și a zis, mă, nu vă-i rușine vouă. Un om, un suflet aici, și voi sunteți o ceată. Și la poarta cetății nisipe n-am văzut decât unul și ăla moțăia. Cum e posibil așa ceva? Și diavolii au răspuns, păi, cetatea nisipe nu are nevoie de ispită, că se ispitesc oamenii între ei. Și lucrarea lui i-o fac oamenii. Pe când aici ne chinuim de 40 de ani să-l facem pe călugul ăsta să păcătuiască și nu reușim. Uriată, asta este ispita celui rău. Să vină asupra omului să-l ispitească până acolo încât să-l facă să își piardă sufletul. Și avem atât de multe exemple în viețile sfinților, în pateric. Vă puteți imagina un om, spre exemplu, care 60 de ani a stat în pustiu și diavolul, surprinzând la el oarecare mulțumire că el este un pusnic, că are un alt nivel decât ceilalți oameni duhovnicește vorbind, nu, al nivel duhovnicesc, l-a prins cu această ușoară boare de trufie, de mândrie în el și apoi a început să-i se arate ca și cum pentru darurile lui extraordinare și pentru lupta lui din pustiu să creadă că Dumnezeu îi ascultă și va împlini orice dorință. Și a început să-i descopere ce va fi a doua zi, a treia zi. Și a început omul să creadă că darurile lui sunt cele care îl fac să primească de la Dumnezeu această minunată putere de a ști ce se va petrece mâine, să cunoască ce e în unul sau în altul. Și de mai multe ori, iată, mâine va fi ploaie puternică, poi mâine va fi soare, răspâine va fi nu știu ce și așa mai departe. Până când l-a făcut să creadă într-adevăr că el are un dar extraordinar, încât omul, deși pusnic, deși 60 de ani de trud în pustiul acela, pierduse tot și acum era, el se considera că e deasupra tuturor. Ba, a început să-i judece pe ceilalți. Și la un moment dat, diavolul îi spune, fii atent, mâine diavolul se va întruchipa în persoana tatălui tău care are 100 de ani și va veni la tine, dar tu să-ți ții minte că nu-i tatăl tău, ăla-i diavolul, pune mâna și omoară-l. Și într-adevăr, a doua zi, venind tatălui la el, el crezând că e de fapt întruchiparea celui rău, că tatălui era bătrân și nu putea să ajungă acolo, l-a ucis. Dar după aceea și-a adus aminte că tatălui avea un semn distinctiv pe corp. Căutând, a văzut că de fapt era tatălui și atunci s-a ucis și el. Iată ce face diavolul. Nu? Să-l facă pe om să trudească 60 de ani în pustiu și după aceea să ia totul. Sau același lucru se petrece cu un tânăr, care tânăr la un moment dat, fiind în ascultarea unui bătrân, diavolul a început să inspire sentimentul că el e mai bun decât bătrânul. Și încetul cu încetul, el, pentru că, vedeți, vă dați seama, chiar uneori îl ajuta într-un fel sau altul să creadă așa ceva. Și văzându-l cât de mult își pune încrederea în el, diavolul într-o zi a spus, mă, bătrânul ăsta a luat o razna, te ceartă pe tine nu pentru că tu ai greșit, ci pentru că e invidios pe tine că tu ești mult mai bun decât el. Și atunci tânărul n-a făcut altceva decât și-a ucis părintele. Să înțelegem că diavolul te ajută ca să greșești. Și, dar el nu te ajută decât atunci când surprinde la tine această dorință, povărnire, ieșire, mugur al trufiei tale proprii, că tu ești mai bun decât ceilalți. Deci, patericul, părinții din pateric ne spun foarte clar, vrei să te mântui? Consideră-l pe cel din fața ta mai bun decât tine și te mântui. Sau altfel spus, ia totdeauna vina asupra ta și cu siguranță te vei mântui. Asta e creștinismul experimentat de părinții pustiului. Mai suntem noi, trăim în această lume și suntem noi urmașii lor? Mai sunt între noi
oameni care să ia totdeauna vinovăția asupra lor, să nu vinovățească niciodată pe nimeni. Miram aș. Dar probabil că sunt, cu siguranță că sunt, că altfel s-ar sfârși pământul. Și atunci, zice, un tânăr dornic de spiritualitate, de trăire, de îmbunătățire sufletească, a căutat în dreapta, în stânga, încolo, încolo, cum se întâmplă și la noi astăzi. Aleargă oamenii pe drept, pe colo, pe la părintele cu tare, pe la părintele cu tare. E minunat lucrul acesta. Numai că rezultatul s-ar putea să fie dezastruos. În ce sens? Iată cum a făcut tânărul acesta. Tânărul n-a făcut altceva decât a mers pe la toți părinții care și-au auzit de unul care era cel mai vestit. Și a zis, mă voi duce acolo și mă voi face ucenicul lui. Și în sfârșit, el având această dorință de a se îmbunătăți, nu doar pentru că era, cum spun eu, un crez ontologic, ci era o raportare la lumea în care trăia el. Nu, să arate celorlalți că el e capabil să fie mai bun. Când tu vrei să arăți celorlalți că ești mai bun, de fapt, ești nebun. Indiferent cine ai fi. De ce? Pentru că sfântul care are convingerea că e sfânt e un mare ticălos. Sfântul are conștiința raportării lui la Dumnezeu și a unei imense, cum spun eu, depărtări și posibilități de prefacere în bunătatea lui Dumnezeu. Sfântul niciodată nu spune, gata, am ajuns, sunt sfânt de acum. Ăla nu-i sfânt. Nu, sfântul nu poate. De altfel, asta este, cum spun eu, o cheie a cunoașterii sfințeniei din om. Cu cât omul este mai smerit, autentic, pentru că așa vedeți, noi la slujbe suntem smeriți, dar când avem de stabilit un serviciu sau nu știu ce, atunci ce trăiți, să nu cumva să fie în timpul unui meci pe care l-avem sau să ne strice nouă vreo șustă. Ori iată în sensul acesta, tânărul a ajuns la părintele pe care îl idolatriza. Nu? Și ajungând acolo cu o speranță că ăsta va fi cel care îl va îmbunătăți extraordinar și îl va face pe el să fie mai bun decât toți ceilalți, când a ajuns acolo, a intrat în locașul în care era părintele cu ucenici. Și ce să vezi? Deodată o imagine cu totul și cu totul alta decât se aștepta el. Pe de-o parte, părintele era pe un scaun și în jurul lui jos erau ucenicii care le ascultau. Primul gând care i-a încolțit în minte, mă, dacă ăsta ar fi un smerit, cum să stea mai presus de ceilalți și să-i privească de sus pe ucenici? Fiindcă diavolul îți furnizează, este cel mai teribil. Uitați-vă dumneavoastră, când vă așezați la rugăciune, îți dă dracu atât de multe gânduri și atât de mult somn, încât ca și cum n-ai fi dormit toată noaptea trecută și gânduri ca și cum până atunci n-ai fi avut posibilitatea să-ți rezolvi toate problemele care le ai. Atunci le rezolvi imediat pe loc, ți-aduce aminte de datorii și datorii, de toate cele. Și atunci îi dă un gând, primul gând a fost ăsta, mă, dacă ar fi un părinte așa cum s-a vorbit și cum se vorbește despre el, n-ar fi atât de mândru el să stea deasupra și el lasă jos. Părintele l-a observat, a tăgut din gură. Apoi a început să-l privească cu atenție. Și a văzut că și veșmintele parcă erau curate, parcă erau călcate, erau așezate, dar n-ar fi un sfânt să fie atât de cochet îmbrăcat, atât de frumos îmbrăcat. În sfârșit, mai stă ce mai stă și zice, bă, dacă ar fi fost un om al lui Dumnezeu, pe când a văzut că am intrat aici, mă lăsa să stau așa, să aștept. Și atunci dă să plece. Și părintele, privind în celălalt colț, în diagonală, zice, ai văzut satanul, că e al tău de când a plecat spre mine. Și ucenicul a rămas deodată surprins. Zice, da, pentru că el n-a plecat să se îmbunătățească, ci a plecat să se justifice, să arate că el e cineva. Vă dați seama, când auzi uneori în jurul tău că nimeni nu-i ca mine, că eu sunt cel mai bun, că eu fac lucrurile cel mai minunat. Vedeți, eu am făcut aia. Săraci oameni. N-au făcut nimic decât și-au hrănit propria sete de trufie, care nu sunt nimic altceva decât nourii care ne opresc de fapt bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, care să ne prefacă, să ne schimbe, să fim într-o permanentă devenire, într-o bunătate. Ori iată, în sensul acest trebuie să înțelegem că cel rău nu face altceva decât să-i atace pe cei care vor să se îmbunătățească și le dă o nuanță de trufie în ceea ce fac ei. Să ne gândim la celălalt aspect,
când părintele așezat, liniștit, vine într-o mănăstire pentru să se întâlnească cu un frate al lui și așezat fiind la masă, i s-a servit ceva, un boș de linte sau ceva. Și el, privindu-l pe cel care l-a servit, zice, mă, tu nu știi că eu în viața mea n-am mâncat fiertură. Cum îmi dai tu acum să mănânc fiertură? Și cel care l-a servit, părinte, vă rog frumos să mă iertați, n-am știut. Eu n-am această normă de viețuire. Singurul meu gând este când pun cap pe pernă să știu că n-am supărat pe cineva, am supărat. Iertați-mă, părinte. Și părintele abia atunci a dat seama că de fapt era într-o mare confuzie. Și îi spune, frate, mai bună e trăirea ta decât a mea. Adică tu ții post ca să te justifici față de celălalt, ca să te lauzi că asta face diavolul. Te lasă să faci lucruri bune și după aceea te face să le pierzi trufindu-te că tu le-ai făcut. Diavolul e teribil de șiret. Vă amintiți cum este diavolul? Când ucenicul și părintele mergând în pădure a văzut pe cineva care avea o buccea mare de lemne, se chinuia să o ridice în spate, nu putea, mai tăia, mai punea, iar se chinuia, iar vedea că nu poate să o ridice, iar mai tăia, iar mai punea și părinte. Ucenicul întreba părinte, ăla e nebun? Zice, nu frate, cum să fie nebun? E un om necăjit, un om care n-are orientare, e un om care se crede doar în ceea ce gândește el, nu în ceea ce a descoperit Dumnezeu. Cum adică, părinte? Păi zice, vezi, Dumnezeu vrea să ne vorbească prin omul acela. Ei, cum să ne vorbească nouă, părinte? Da, zice Dumnezeu, să știi că ne vorbește tuturor prin toate cele. Noi nu putem înțelege, dar Dumnezeu să știți că ne vorbește tuturor și ne vorbește prin toate cele. Cel mai minunat mod în care ne vorbește Dumnezeu este din împrejurările concrete ale propriei noastre vieți. Dacă noi am descifra din împrejurările concrete ale propriei noastre vieți ce vrea să ne spună Dumnezeu, ar fi minunat. Ar fi minunat, dar nu înțelegem. Și atunci ne supărăm, ne enervăm, ne războim, ne protestăm, facem greve, facem revolte, Vă dați seama? Dacă ar înțelege, spre exemplu, fratele nostru a răsărit, ce îi spune Dumnezeu? Prin faptul că a îngăduit să se ridice o națiune care probabil că și-a pierdut busola. El și-ar face un popor extraordinar, nu și-ar duce poporul la moarte. Pentru câți tineri au murit acolo, în conflict la grația asta, câți au murit el, în numele cui? Cărui Dumnezeu? Care dreptate? Care lege? Care iubire? Care așezare a adevărului? Ce adevăr? Că ăștia sunt naziști? Că ăștia sunt, mă rog, curentul ăsta de neomarxiști și de neoliberali și de neocomuniști sau știu eu ce? Nu, oameni care nu au un Dumnezeu, care vor să-L facă pe om să-L stăpânească. Ori el în loc să înțeleagă că Dumnezeu îi vorbește, își spunea că lângă el a așezat oameni care nu mai au treabă cu Dumnezeu. Ei se cred Dumnezeu, el este ispitit de cel rău să creadă că el e Dumnezeu și că el este trimis să restaureze dreptate. Putea să restaureze dreptatea prin anumite, legi care le dădea, prin anumite sancțiuni care le impune așa mai departe, dar nici de cum să omoare oameni. În numele lui Dumnezeu nu există așa ceva. Război sfânt nu există. Sfântul este cel mai firesc om. Sfântul se clatină și dacă ar călca pe o insectă. Nici pe aia. Și aia, după cuvântul lui Trofin, Sfântului Trif, ar trebui fiecare insectă să-și aibă locul ei, nu să vină peste oameni. Dacă oamenii nu mai au chipul lui Dumnezeu vizibil, vin și animale peste el și au sentimentul că e tot un animal. Și atunci, iată, în sensul acesta, să-l vezi pe omul acela că el, de fapt, avea sentimentul că e mai bun decât ceilalți. De ce? Pentru că nu mâncase fiertură. Dar el n-a mâncat fiertură ca să se laude nici de cum, că era, de fapt, cum să spun, taina sufletului lui. Ce trebuie să știe celălalt, ce mănânci tu sau ce nu mănânci tu? Dacă tu vrei să faci ceva, un lucru, fă-l pentru Dumnezeu, nu ca să te lauzi în fața oamenilor că ai făcut. Vedeți, ăsta este cel mai ușor mod de a-ți da seama când un om îl slujește pe Dumnezeu cu adevărat sau doar așa de complezență, de fața lumii, că e în trend. Nu, e teribil lucrul acesta, da? Nu vreau să deschid o cutie care e dureroasă și pentru noi creștinii, pentru că și noi suntem vulnerabili, extrem de vulnerabili. Și atunci, iată, diavolul
trebuie să reținem, în primul rând, el ia de cei buni. Îi urmărește ca să le piardă tot. El uneori o face pe justițiarul. O face pe justițiarul și în fața lui Dumnezeu. Vă dați seama, eu, spre exemplu, sunt cel mai nemernic om și păcătos. Știu lucrul acesta și scol porta peste noi. Nu mă supără. Le mulțumesc tuturor și îi rog să se roage pentru mine, mai ales cei care, într-un fel sau altul, s-au purtat atât de josnic încât au crezut că mă spere, fiindcă, știu, mă amenință sau că mă șantajează cu nu știu ce. Bă, ce vreți mai mult de atât? Sunt ultimul om, nemernic, ticălos, curvar, avar, hoț, mincinos, ipocrit, fariseu, ziceți-o cum vreți. Vă mulțumesc. Nu e o problemă. Ăsta sunt. Sper să nu ajung să cer nimănui nimic, să nu ajung la blidul nimănui, la ușa nimănui să cer un pun de făină pentru ca să trăiesc și eu pe pământul acesta. Dacă mă îngăduie Dumnezeu, vă rog frumos, mai îngăduiți-mă și dumneavoastră un timp măcar și după aceea, când m-a luat Dumnezeu, să nu vă fară rău. Din potrivă, desfid pe toți cei care vor zice un cuvânt sau vor vărsa o lacrimă. N-am nevoie de așa ceva, de nimic. Și v-am spus, sufăr. Când văd că cineva spune sărâna părinte, nu, nici un sărâna, nu am nevoie de așa ceva. Nu. Mulțumiți lui Dumnezeu, dacă ne întâlnim și frate, nu am nevoie. Știu că în sărâna din față, întotdeauna în spate este ceva și nu vreau nimic. Și atunci, gândiți-vă, în lumea în care noi trăim, lucrurile sunt teribile. De ce sunt teribile? Pentru că cel rău nu face altceva decât să ne facă, să ne fure tot ceea ce noi strângem pe pământul acesta. Și iată, știți cum este el. În fața, zice, e justițiar el. Se duce un curvar, un tânăr, cădea în păcatul curviei. Și îi părea rău în sufletul lui și ducea la icoana Mântuitorului Hristos după ce cădea și se ruga la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, Doamne, iar am greșit. Și Dumnezeu le ierta și el se întorcea după un timp, iar cădea în curvie și iar se ducea la Dumnezeu, Doamne, iar am greșit, iartă-mă, Doamne. Și Dumnezeu l-a mai îngăduit. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și la un moment dat zice, când s-a, după anvienoarea, nu știu câte oare, s-a dus la icoana Mântuitorului Hristos, căzând în același păcat, s-a dus la icoana Mântuitorului și spune, iartă-mă, Doamne. Dar diavolul acolo spune, Doamne, nenorocitul ăsta e un curvar. Acum s-a ridicat de lângă o femeie și a venit lângă tine. Deci știi de câte ori a căzut ăsta în curvie? Și Mântuitorul îi spune, ei, întunecatule, deja văd că vrei să așezi dreptatea. Și ești deja justițiar, dar tu știi câți pași a făcut nenorocitul ăsta care spui tu, de la păcat și până la mine, a întoarcerii, câți pași a făcut el întorcându-se spre mine. Ăștia toți eu trebuie să-i răsplătesc. Dar de ce nu l-ai oprit pe el când se ducea spre păcat? Fiindcă asta este marele și retric al diavolului. Ne face, Sfântul Maxim Mărturisitor vorbește despre rușine. Și el spune, sunt două forme de rușine. Una pe care o simte omul înainte de a greși și una pe care o dă diavolul după ce a greșit. Înainte de a greși e rușinea să spui, bă, e păcat, Doamne, iartă-mă, cum să fac eu prostia asta? Dar după aceea îți dă diavolul să guși din păcat care este dulce la început și la sfârșit este amar, fiindcă spune tot Sfântul Maxim Mărturisitor, orice păcat începe prin plăcere și sfârșește prin durere. Și atunci, zice, este rușinea de după păcat. Când îi zice omului, bă, nu ți-e rușine ție acum să te duci să-ți spovedești, să te duci să recunoști că ai greșit. Nu, ce să-ți fie rușine? Dacă nu ți-a fost rușine când te-ai îndulcit, de ce să-ți fie rușinea acum când vrei să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești, să-ți întorci mintea după Dumnezeu, de să-ți fie rușine? Nu ți-a fost rușine când ai fugit, ai ieșit de la Dumnezeu, dar să-ți fie rușine să te întorci la Dumnezeu? Asta e teribilă ispita, pentru că asta este diavolul. Ne face să credem că mai avem timp. Ne face să amânăm, de fapt, hotărârea de a ne pocăi, de a ne întoarce la Dumnezeu. Și gândiți-vă, stă omul în pustiu 70 de ani, 80 de ani și tot așa, prinzând diavolul că are această boală de trufie în el, i-o cultivă așa de bine, încât la un moment dat îi spune, băi, tu o să mai trăiești pentru darul tău și pentru faptul că tu ești un om bun, o să trăiești mai mult de 100 de ani. Și el știindu-se că avea 80 și 90 de ani și mai trăiesc 100, mai trăiesc de ani de aici încolo, ani, atâția ani, mă duc să-mi văd neamurile din lume.
după ce l-a făcut să creadă că, într-adevăr, Dumnezeu i-a descoperit pentru darurile lui și pentru efortul pe care el l-a depus, că îi prelungește viața, a dat să plece din mănăstire, călugăr fiind. Și zice, ieșind pe poarta mănăstirii, s-a întâlnit cu starețul, care era un om duhovnicit. Un duhovnicesc extraordinar, un duhovnicesc, nu duhovnic că spovedea, ci duhovnicesc, el era plin de dar al lui Dumnezeu, pentru smerenia lui, pentru răbdarea lui, pentru felul în care știa să cântărească, să folosească lucrurile. Și părintele, când îl vede, întreabă starețul, la ce faci, frate? Zice, părinte, mă duc să-mi văd neamurile, că uite, mi-a descoperit Dumnezeu că o să mai trăiesc și să văd și eu neamurile înainte de a muri ei. Zice, Doamne, treci în mănăstire, frate. Părinte, dar mi-a descoperit Dumnezeu că o să mai trăiești, mă duc și eu să-mi văd neamurile. Frate, treci de urgență în mănăstire. Dar se poate, părinte, dacă mi-a descoperit Dumnezeu, frate, hai să facem o rugăciune întâi și după aia plece. Zice, s-au așezat în genunchi în fața icoanei Mântuitorului Hristos, rugându-se, și bătrânul s-a sfârșit. Ei, ce vreau să spun este, dă seama ce înseamnă cel rău, să-l facă pe om să creadă că el va fi veșnic. Și în realitate, el, moartea îi bătea la ușă. Dar ca să-l facă să plece de la Dumnezeu, cu o dorință așa că el e cineva de vreme ce a primit dar de la Dumnezeu, dă seama ce-l ispitești. Este teribilă lucrarea celui rău vis-a-vis de noi. Ar fi, cum să vă spun eu, dacă ar fi cumva să stau să gândesc, să-l asemui cu cineva, știți, diavolul întâi de toate știți că n-are decât atâta putere cât îi dăm noi. Dacă noi îi deschidem ușa, eu le spun întotdeauna credincioșilor, diavolul nu știe cine suntem și ce suntem, dar el știe un lucru. Când stăm la rugăciune autentică cu Dumnezeu, este ca și cum deasupra noastră ar fi un halou de la un bec care se aprinde. Și el când vede că suntem cu becul aprins, nu poate să ne deranjeze. Asta înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu trebuie să stai și să citești, cu gândul că, băi, de mine am citit, nu? Să stai să faci nu știu ce. Fă, frate, orice, citește orice. Da, să nu uiți că toate acestea, dacă nu te duc mai aproape de Dumnezeu, îți dă seama, justificări. Dumnezeu nu are nevoie de justificările noastre. Dumnezeu are nevoie de inima noastră. Am mai spus-o de atâtea ori, să nu uitați lucrul acesta. De aia Hristos n-a scris nimic pe hârtie. Că noi am fi fost care mai de care, mai dornici să avem hârtia aceea și ne lăudam că avem hârtia de la Hristos, scrisă de Hristos. Vedeți-vă ce se întâmplă în lumea în care câți nu sunt care se laudă, că au manuscrisul Eminescu, că au nu știu ce, că au nu știu ce, cu oameni, da, pe cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu n-a scris nimic, că a vrut să scrie în inima noastră și în inima scrie Dumnezeu, adică iubire. El a vrut să ne deschidă atât de mult inima, încât noi să nu cumva vreodată să bată altceva decât a iubirii, a bunătatei. Pentru că dacă noi am conștientizat și am crede cu adevărat și ne-am dumerit cu adevărat, că ori de câte ori în mintea noastră, în cuvântul nostru, în facerea mâinilor noastre, în pașii noștri, sunt altceva decât bunătatea și iubirea și armonia și pacea și liniștea și dragostea între oameni, că e cel rău, ne-am cutremurat. Eu mă uit în lumea în care trăim, cum se justifică uneori și asta e lumea în care trăim, că dă din ce în ce mai multe legi, neînțelegând că toate această mulțime de legi vrea de fapt să acopere propriile fără de legi. Omenirea n-are nevoie decât de o singură lege, a lui Iisus. Ceea ce voiți voi să fac oamenii, faceți-le și voi asemenea. Iubiți pe toți oamenii ca să aveți convingerea că îl iubiți pe Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu prin iubirea oamenilor. Că dacă nu iubești pe toți oamenii, nu iubești pe Dumnezeu. Vedeți? Atât de simplu. Ce trebuie legi, norme de aplicare? A ce? Vă dați seama până unde am căzut în derizori. Atâtea legi. Și în biserică sunt atâtea legi. De ce? Pentru că și aici sunt fără de legi. Păi cum să nu fie fără de legi? Ca un părinte să nu fie lăsat să slujească cu propriul copil dacă sunt preoți amândoi la același altar. Păi Sfântul Grigore de Nazian s-a slujit cu tatăl lui. Da, Sfântul Vasile a fost trei episcopi în familia lor. Ce ar fost, n-ai voie să slujească unul cu altul. Și câte nu sunt. Da, Dumnezeu știe și fiecare va da răspuns pentru ceea ce a făcut și face. Ori iată în sensul acesta, trebuie să înțelegem că cel rău nu face altceva decât să constate că becul nostru este stins și atunci ne aprinde el becul. Adică ne dă el gânduri. Pentru că de aceea
părinții pustiului împleteau ciorapii și îi deșerau și iar îi împleteau. Sau împleteau coșuri și le aruncau pe nir. Și care i-au surprins, mă, sunteți nebuni? Dacă tot faci ciorap, de ce îi deșerați? Păi ca să facem ceva. Păi de ce să faci ceva? Fiindcă atunci când omul n-are ce face, îi dă dracu de muncă. Și vă puteți imagina câți oameni sunt munciți de cel rău? Atâția oameni că neîngrijindu-se de ei, au grijă de toată lumea, dar mai puțin de ei. Și asta este ispita diavolului. Să poți să știi ce au făcut toți, ca să uiți ce faci tu. Și să nu știi ce faci tu. Este teribil lucrul acesta. Dar numai trebuie să ai răbdarea, să-l înțelegi, să-l pătrunzi și să te convingi. Fiindcă așa, la modul declarativ, știu eu, rațional, e ușor de cuprins, de reținut, dar ca să-l transferi, pentru că asta e cea mai mare distanță de aici și până aici. Ca să transferi și să știi că tot ceea ce ai aici, dacă transferi aici și nu înflorește a bunătate și a iubire, nu e de nicio valoare, atunci e teribil. E o suferință extraordinară. Ori, iată, în sensul acesta noi ar trebui să înțelegem că, în ultimă instanță, nu, diavolul are atâta putere cât îi dăm noi. Zice, odată un părinte s-a dus la casa unui credincios care nu prea venea pe la biserică. Și când a intrat în curte, s-a repezit câinele la el. El s-a ferit un pic, dar omul a zis, părinte, nu te feri că e legat. Și nu ajungi decât pentru un loc. Bine. Și atunci intră în discuție cu el în casă și stă de vorbă și a început să-l povățuiască, să-l întrebe de ce nu te îngrijești de suflet, de ce pare, da, părinte, că nu, bă, trebuie să înțelegi că, a, părinte, da, nu, și a început după aia să dea bena pe una, pe alta, nu știu. Și atunci părintele i-a spus, ai văzut câinele tău că e legat, da? Deci el nu poate să muște decât pe cine intre în razele. Bă, să știi că la fel e și cu cel rău. Tu ai intrat în raza unuia și tu nu poți să scapi de acolo. Vezi? Diavolul știe că este și el legat. Dar dacă tu te duci la el, te leagă el mai bine decât crezi tu și nu poți să mai ieși de acolo. Ori iată, în sensul acesta sunt oameni care nu pot, vorbesc două vorbe, nu? Și din două vorbe, trei sunt de rămat, nici de cum de zidit. Drăcuiesc de nu știu ce, înjură de nu știu ce, judecă permanent și așa mai departe. Să ne judecăm pe noi înșine. M-am spus, eu mi-asum toate păcatele istoriei. Nu mă supăr că cineva mă face și mai mult decât, nici nu, sunt unele care nici nu mi-aș fi putut imagina vreodată și au închipui. Dar eu le accept cu mare drag. Le mulțumesc tuturor și îi rog să fie rugători pentru mine dacă sunt creștini adevărați și dornici. Dacă sunt ca diavolul care spune, Doamne, dă-l că ăsta e un curvar și nu are ce să caute aici. Nu, nu. Și vreau să cred că și eu am dreptul la mântuire. Nu doar dumneavoastră care sunteți creștini. Și orice preot are dreptul la, chiar dacă a greșit cineva. Nu. Luptă-te și vezi, nu, dacă poți să-l ajuți cu ceva, îl ajută. Dacă nu, ce-ți folosește ție? Sau ce virtuos ești tu dacă numeri cuile pe un șanț sau pe un drum, dar nu le-ai scos de acolo și îi lași ca și ceilalți care vin până să înțepe în ele? Ce virtute ai tu că numeri doar cuile? Că numeri doar greșelile? Care e virtutea ta? Nu? Ori atât, vedeți, în sensul acesta, diavolul ne ajută, cum spune, să fim exact cum trăim într-o lume în care mai facem uneori împrumuturi, mai împrumutăm pe alții. Și, Doamne, n-a fost vreme aproape, cu mici excepții. Am mai luat și eu împrumut, am și dat împrumut, dar când forma aceasta, când este la persoană, este cel mai teribil și cel mai simplu mod de a rupe prieteniile. Deci e că oamenii, în general, când le dai, știți, românul are înțelepciune. Când le dai, le fată vaca, când le ceri, le moare vițelul. Uriată, în sensul acesta, diavolul este prin excelență un șiret extraordinar, că așa ne face pe noi în raport cu Dumnezeu. Adică, știți cum este? Deci, odată cineva a împrumutat 20 de galbeni. Știți ce sunt galbeni? Bănuți de aur. Și i-a cheltuit. Se chinuia acum să facă, să dea înapoi și nu putea. Și ce a zis el? Bă, cum să fac? Cum să fac? Și l-a ajutat cel rău. Și îi zice, îi suflă cel rău, mă, vrei să te ajut eu să acoperi datoria? Păi cum să nu? Să găsesc totdeauna bun sfert. Zice, cumpără 20 de bani de argint și unul de aur. Topește-l pe ăla de aur, aurește-i pe aia 20 și dă înapoi aur. Cam așa suntem noi cu Dumnezeu de multe ori. Adică avem sentimentul că
prin faptul că noi învăluim tot ceea ce facem prin trufia noastră, prin mândria noastră, prin lauda noastră. Eu am făcut tare, eu am făcut tare, eu am făcut tare, eu am făcut tare. Suntem extraordinari. Când am uitat cuvântul Mântuitorului Hristos, care este atât de simplu, dar clar, să nu știe dreapta ce face stânga ta, am uitat ce înseamnă descriție. Când am uitat că Mântuitorul Hristos ne-a învățat și prin propriul său exemplu, nu cu doar cuvânt, să fim smeriți, dar când s-a dus tânărul ăla și l-a întrebat, învățătorule bun, ce să fac ca să moșnesc viața cea de veci? El a spus foarte clar, de ce mă numești bun? Fiindcă nimeni nu este bun decât singur Dumnezeu. Ori vedeți, dacă noi am trăit aceste realități, nu doar le-am povestit, cum o fac eu acum, ci le-am trăit, adică am fi conștienți și convinși, nu? Am conștientizat aceste adevăruri, nu doar am ști despre ele, adică le-am trăit noi, atunci lumea ar fi cu totul alta. De aceea m-aș bucura dacă dumneavoastră, cei care ați fost la Sfânta Biserică sau ne-ați ascultat în această seară sfântă, v-ați lupta să nu uitați că cel rău nu face altceva decât să se cuibărească în sufletul nostru, să ne justifice totdeauna comportamentul. Noi nu avem nevoie de nicio justificare, fiindcă tot ceea ce facem, trebuie să facem pentru Dumnezeu. Noi nu facem pentru justificări, dar când faci ca să te justifici, ai pierdut totul. Eu m-aș bucura ca dumneavoastră să fiți creștini adevărați și să învățați, pentru că asta este a cincea lecție. Să poți să nu uiți că în urcușul tău spre asemănarea cu Dumnezeu, întotdeauna vei fi boicotat de cel rău. Și cel rău, uneori, nu vine el în persoană, dar se folosește de unul sau de altul. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru această seară sfântă, să nu uitați că în săptămâna ce urmează este sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanu și avem în biserică, în urbea noastră, două biserici cu hramul Sfântul Ilie Tezviteanu, cea de la Armată, Capela Militară, și cea de pe strada Galfiții numărul 7, care este deodată Biserica Sfinților Părinți Joachim și Ana și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu. E adevărat că la momentul în care s-a sfințit temelia, vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Epifanie, a vrut să pună și încă un hram, dar am renunțat la el pentru că era de fapt nimic altceva decât dorința de a hrăni trufia cuiva. M-aș bucura ca cei care purtați numele Sfântului Ilie sau cei ce sunteți în armată și îl aveți ca patron, mai ales aviația, să puteți să vă bucurați de darurile Sfântului Proroc Ilie Tezviteanu, care a fost capabil să învie morții, a fost capabil să biruie un rege prin și să biruie 450 de preoți al lui Baal, prin aceea că a fost un pro-uroc, pro-urau în limba ebraică, înseamnă văzător mai înainte. Adică în limba greacă, pro-urau, nebim în limba ebraică. Ori iată să doresc și acelora care poartă numele de Ilie, ca Dumnezeu să le facă parte de carul și căruța lui Ilie, care va veni și va reveni spre sfârșitul veacurilor, ca să ne anunțe că Hristos este de fapt Mântuitorul și Biruitorul tuturor veacurilor și a timpului. Seară binecuvântată!